Ei sunt Bianca, Mihnea, Mihai și Cristi, olimpici în clasa 11-a la Colegiul Tudor Vianu din București. Bianca vrea să devină medic, să studieze peste hotare. Cei trei băieți au în minte visul american, să continue studiile în Statele Unite ale Americii, iar apoi să devină cosmonaut, cercetător și respectiv profesor universitar la o catedră de informatică. În actuala formulă de 4 au participat însă la concursul NASA Space Settlement. Au proiectat o stație spațială și au câștigat un premiu la care au mai visat sute de elevi din întreaga lume. Nu au fost însă bani pentru deplasarea întregii echipe peste ocean. Bianca și Mihai s-au sacrificat. Am un sentiment care, nu știu, în principiu, pentru că merg în America, pentru că merg undeva unde n-am mai fost, sunt nerăbdător să întâlnesc pe oamenii de acolo, nu neapărat faptul că merg la NASA. Fiind și anul trecut prezent la conferință, la ediția trecută, nu ne mai surprinde chiar atât de mult, dar în fiecare an apar oportunități noi. NASA ne oferă o multitudine de proiecte și doamna noastră profesoare ne implică în toate. E prima dată când fac asta, au experiența anului trecut, s-a descurcat bine și atunci. Sunt convins că o să ne susțină proiectul cu mândrie. Am obținut 3 premii întâi, un premiu 2 și o mențiune cu 5 echipe. Pentru elevii de la Colegiul Vianu este doar unul dintre cele peste 20 de concursuri pe care le câștigă anual. NASA Space Settlement este organizat din 1994 în fiecare an.